de acum, dacă va mai fi să fie, veniți din timp și îmi spuneți să obțineți aprobarea de la Consiliu. Nu stai gata. Dă-i că nu se gata. Dă-i jos. Nu stai gata. Nu mă interesează. Inspectoratul n-am treabă. Eu subordonat președintele Consiliului Județean prin directorul Direcției de Prestări Servicii. Atât. Ăștia ce fi mei. Restul nu mă interesează. Colaborez cu pompierii, cu alții, dar restul nu mă interesează. În afară de motopompa asta. Hai, încă una. Nu, no, ce mai am? Mai am. Nu dai interviu, zici că ai birou de presă. Să dai ele capate, domnule, ele capate. E bomba. Vrei, bagă toată pe sub asta. Stai, stai, lasă că schimbă. Lasă că schimbă. Acum ai schimbat, ce ai de schimbat? Hai, gata, ne-am dat. Bine așa. Nu mă ajut, e azi ea? Ce am mai? Nu ești mai mult fiind în partea asta. Nu, nu. Da, bine. Ia-o. Ai pus o setaie aici, bă, drum. Nu se taie în aia. Lasă-o, 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 lasă-o moale. Ușor, gata. Vrei să se ia închisă? Da, da, nu-i bine aici așa. Se punge. Nu, mă, trage înapoi. Decuplează pompa. Acum. Decuplează pompa. Da, lasă-l un pic deschis. Hai să arăt cu telecomanda asta. Deci, cuplează asta de aici în mijloc, cum se prinde pe cuplete. Unde mai lăsăm, mă, frate? Bine, mă, la voi! Deschide din laterale de aici! Băi, laterale acolo, vezi că are o lamelă! Deschide de acolo! Lasă-o așa, mergea! Lasă-o bodină! Dă-te! Ai grijă, mă, ce sus! Hai, luați aici cu brațele și împinge! Bagă fierul sub el! Lasă-o! Dă-i-o! Ia! Trebuie să băgați cu sorbul în față, că o să apute. Eu nu știu dacă intră toată. Ce că intră? Dacă intră, intră. Adu-te-o dentro! Hai, să-ți distrugă sorbul. Dacă s-a distrugă sorbul. În diagonală. În diagonală un pic. Trage de drumul, nu s-o pune aici la asta. Hai, că merge. Hai sus! Hai, ce mai avem să plecăm azi? Mai unul. Cum mai unul? Unul, unul. Mai unul, capitan. Două sau unul, nu? Unul. Unul singur este, dar sunt furtunile de defulare. Cinci. Vedeți că se-mi doaie țeava, că-s grele. Ușor, ușor! Da. Bine.
Sus cu ea, sus, sus, sus! Sus! E bine! E bingo! E bine! O venit în suport, bun. Oricum trebuie o fată. Mircea, atunci te ocupi tu aici și cu motor și cu tot. Bine. Eu nu m-am treabă aici. Motoare bărcine pune pe ea sau motoare da, pune da, motoare pe ea, știe Chincile Mircea tot. Chincile de fixare o să ne trebuiască. Ce? Chincile de fixare. Pe ea să frânghia delegat. Șuruburile sunt acolo. Pui tu motorul, tot, tot, tot. Să pună, bă. Chila și toate pernele, trebuie umflate. Umflă chila, umflă chila. Sub tine. Trebuie umflată ca să ne vină în suport. Să se așeze în suport. Strânge. Câte bărci duceți? Două. Două bărci? Hai sus, momi! Momi, momi! Trebuie urcat sus! Rodoi! Băgați umărul de desubt! Așa! Ai grijă la mâini! Lateral, da, acolo dus. Aici o să mai vină ceva material. Urcați-ne 2, 3, stați așa un pic. Vedeți când îl deplasați, dați-l un pic așa și deplasați-l pe lungul pe diagonală, ca altfel să rupe. Hai să-l sucim. Altfel să rupe. Uite că deja ați înduit. Bine, nu-i problemă, nu-i problemă. Isu Timiș participă la o misiune de asistență. Isu Timiș participă la o misiune de asistență internațională în Republica Serbia, în urma solicitării venite de la vecinii noștri care sunt afectați grav de inundații. Din partea Isu Timiș va pleca un echipaj format din 8 cadre, un ofițer și 7 subofițeri, pentru o misiune cu durata de 7 zile. Pe toată această perioadă, echipajul va fi autosuficient, astfel încât își va asigura toate condițiile de cazarmare, pleacă cu corturi, pături, paturi pliante, scaune și mese, își vor asigura hrana pe durata 7 zile și tot ceea ce înseamnă combustibil pentru funcționarea utilajelor. Pompierii timișeni vor pleca cu motopompe, electropompe, bărci pneumatice, autocamioane pentru transport persoane în cazul în care este nevoie de transportul evacuaților și de asemenea un autocamion cu stație hidraulică. În cazul în care intervenția va avea loc pe timp de noapte, pompierii militari vor fi dotați și cu sisteme de iluminat. Okay. Având în vedere situația din Republica Serbia și fiind de naționalitate sârbă, mi se pare logic să și având posibilitatea să plec să îmi ajut cu naționalii. Fiind și această misiune, am fost selecționat pentru a participa la salvări și alte misiuni ordonate în Republica Serbia, țara vecină cu România. Cum te simți acum înainte de plecare? Vrei să ajut? Mi se pare logic să-i ajut, puțin emoționant. Va fi o misiune dificilă?
Să sperăm că nu. Având în vedere că am mai participat la inundații, mi se pare foarte simplu. Știind ce a fost la noi în țară în 2005, mi se pare logic și știu ce am de făcut. Plutonier Major Momirov. Mio drag. Din 2000? Rada, da, cu tine trebuie, Rada, Rada, du-te și pornește mașina. Hai, hai, hai. A decembrie 2001, tot sunt 14 ani. 2005 a fost o lună jumătate. Hai, succes! Da, se midim. Noi verificăm actele, verificăm materialele, veniți șoferii. Baftă!